taie, se întâmplă felul următor. Mica anunță, cheamă satul la șură și anunță iminenta căsătorie cu Ana. Ana nu-i așa, urmând exact sfatul pe care i-a dat Santu, acela de a-și urma calea inimii. Momentul acesta, Toni, cel care a pierdut, încearcă să-l ascultă pe Santu împotriva Anei, știind sentimentele pe care le avea. Intervine în acel moment sentimentul albănățanului, care e ocoș, dar până la urmă glasul iubirii e mai puternic. Nu cade pradă instinctelor și, din potrivă, se întoarce împotriva celor care l-au ascuțit. Dar e o clipă importantă pentru toată, din punctul de vedere, pentru toată opereta, pentru că e momentul în care Ana, cred eu, își dă seama cum o iubește. Maestru Radu Sucensul și ți-ai dat seama. Deci eu îți dă seama că se iubește, zice, aoleu, ce am făcut? Deci cam suntem în momentul ăsta. Ne-am gândit că să păstrăm finalul pentru ultima intrare în scenă. Ideea este că suntem la capitolul la care s-a anunțat căsătoria, a căzut, doar că seria evenimentelor continuă. Pe Sandu vin și ți-l arestează într-o scenare ieftină și cine credeți că îl salvează pe Sandu? Nimeni altul decât Nica Iancu Iancovi. Vă las aici la momentul ăsta și promit că pe finalul intervenției o să fac și lumină și o să fie și happy end de toată povestea asta. Pentru prima dată pe scenă aici la Lugoș, pe scena Teatrului Traian Văzăvescu, îl aducem și pe Marius Zaharia, alias, în cazul nostru, Nica Iancu Iancovici. O aducem și pe Ana și îl aducem și pe al nostru Sandu, ca să fie împreună, și îl aducem și pe dirijor. Așa că vor fi trei doamne și toți trei Zaharia pe scenă în același moment. Am spus-o din lui și din ei.
retrage cuvintele și cei doi primi în ordinea numelor de petricou rămân împreună. Mulțumesc foarte mult! Ceva de la mine, dar mai găsim și pe acolo. Mulțumesc! O seară minunată!